După ce a făcut turul televiziunilor, Andrei Năstase a ajuns la sediul PPDA aproape de miezul nopții. Aici era așteptat de zeci de susținători și membri ai partidului. Unii au pregătit șampanie, iar alții au venit cu flori. Oamenii vor educații, oamenii vor drumuri, oamenii vor... locuri de muncă! În sediu a fost întâmpinat și de Maia Sandu, care, pe lângă felicitări, i-a amintit de promisiunile făcute în campanie. Domnul primar general a făcut angajamente serioase în această campanie și va trebui să muncească din greu ca să le îndeplinească, iar noi o să fim cu ochii pe el. Năstase a susținut și o conferință de presă improvizată pe scările din fața sediului, iar întrebarea despre primul lucru pe care îl va face când va merge la primărie s-a lăsat cu glume. Voi intra pe ușa primării. Întâi de toate trebuie să facem o analiză serioasă la nivelul primăriei, a structurilor, a unităților din această instituție. Acesta și-a exprimat speranța că va avea o bună colaborare și cu socialiștii din CMC. Și sper că vor pune umărul cu tot ceea ce pot. Au un grup de 19 mandate și ar putea să le pună în slujba oamenilor, așa cum eu, împreună cu o echipă de oameni integri și profesioniști, ne vom pune în slujba oamenilor. Proaspătul primar a mai menționat că nu are de gând să-i propună contracandidatului său vreo funcție în cadrul primăriei. Nu facem alianță nici cu Plahotniuc, nici cu Dodon, nici cu candidații lor. Cât despre Ion Ceban, socialistul a ținut să-l felicite pe Năstase pentru scorul obținut și i-a dorit succes la implementarea programului electoral. Vreau să-i zic domnului Năstase că voi aștepta zi de zi la primărie, începând cu ora 8, sper să nu întârzi. Și urmează să vedem cum se vor schimba lucrurile în Chișinău în următoarea perioadă. După declarațiile lui Ceban, la sediul PSRM s-au stins luminile, iar presa a fost rugată să plece. Andrei Năstase va intra oficial în funcția de primar general după ce judecătoria Chișinău cu sediul centru va examina toate procesele verbale și va confirma printr-o hotărâre legalitatea scrutinului. Instanța are la dispoziție 10 zile de la prezentarea rapoartelor CEC.